Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a Profilului Cultural aici la Someș TV. Joi e ziua culturii la Someș TV, o emisiune în care dumneavoastră am dorit să ne primiți ca oaspeți în casele dumneavoastră, o dupămasă în care bucurii pentru suflet vrem să oferim. Astăzi un invitat special, un scriitor și un publicist cu o voce clar conturată în presa și cultura română, Alexandru Petria, născut la Dej în 1968, a publicat în multe reviste culturale din țară, a început Tribuna în 1983, a debutat cu poezie în 1991, Neguțătorul de arome e titlul primei cărți, și primul roman n-a întârziat să apară, în 2010, Zilele mele cu Renata, bucurându-se de o apreciere quasi unanimă din partea criticilor. În 2011, De Ania Neagră, a urmat apoi Călăul Harnic, Convorbiri cu Mircea Daneliuc în 2013, Rugăciuni nerușinate and alte chestii, apărută la editura Vinea în 2013, și o carte memorabilă, îi spunem noi, România memorabilă, o carte de interviuri apărută tot în 2013 la editura Tribuna. Bun venit la Profil Cultural, Alexandru Petria, o bună revedere. Știu că lucrezi la noi cărți. Dacă ai vrea să ne introduci în atelierul tău de creație și mai ales pentru telespectatorii noștri, dacă ai vrea să ne explici un pic titlul cărților tale. Bine te-am găsit, Ioan. Bună ziua, spectatorilor. Puțin și îmi făceai și o statuie. Sunt un om viu și normal, titlurile... Zilele, hai să începem cu romanul Zilele mele cu Renata. Are ceva autobiografic romanul, probabil asta te interesa, dar și o doză mare de ficțiune, este o împletire între ficțiune și realitate. De Ania Neagră, volumul de povestiri care a apărut în 2011, cuprinde schițe, povestiri care se întâmplă într-un oraș imaginar, de Ania. Poate să fie și Deju, poate să fie și Deva, poate să fie și Becleanu. Deci e o îmbinare a unui burg transilvan, cu oameni care mor, trăiesc, iubesc în acest spațiu. Văzând titlul cărții tale, De Ania Neagră, mă și gândeam la titlul unei cărți a unui scriitor bistrițean, Secura cu rotile, și mereu mi-am pus întrebarea de unde titlul și credeam că explicitarea ta mă va aduce și mie lămuririle necesare. Neagră, probabil, unii comentatori au observat că există un liant al povestirilor, ceea ce le leagă este moartea. Și probabil de acolo... De regulă, în scrierile poeților, moartea apare ca un personaj și nu ca o stare de lucruri. Cum apare la este Alexandru Petrie? Este ca un dat, natural. O altă formă a existenței, o altă etapă pe care trebuie să o acceptăm. În fața morții, care ar fi versul pe care ai vrea să-l rostești, eventual îmbunând-o sau împăcându-te în acel moment cu tine? Hai peste 100 de ani. Peste 100 de ani. Să sperăm că vom prinde și noi și telespectatorii noștri acea 100 de ani și vom da explicitări milenariste într-un alt mileniu, dacă îl vom prinde. Secolele oricum trec foarte repede. Alexandru Petria, la ce mai lucrezi? Trebuie să-mi iasă anul acesta un volum de versuri și lucrez la două antologii pentru editura Adenium, cele mai frumoase poezii apărute în presa literară anul trecut și cele mai frumoase proze. Acum adun
și cred că în vară vor ieși. Trebuie să le mai spunem telespectatorilor noștri și ție îți dezvălui cu acest prilej și invitații noștri telefonici, criticul și istoricul literar Alex Ștefănescu de la București, Liviu Antonesei și regizorul, dar mai ales în ultima parte, scriitorul Mircea Daneliuc. Să mergem mai departe după poezie. Eu, cum să spun, nu scriu după un program. Când îmi vine să scriu proză, scriu proză. Când îmi vine să scriu poezie... Deci trebuie să ai o stare, chiar vorbeam și cu Mircea, o stare de excitație înaintea textului, care seamănă și cu alt tip de excitație. Ai, simți că te ia dracu dacă nu scrii. Și atunci ori ieși în poezie, ori în proză. Depinde vehiculul care... E creația recreere sau recreație la nu știu, Alexandru Petria? Nu știu, eu de obicei și textele care îmi ies, parcă le scriu foarte ușor. Parcă cineva îmi dictează. Nu știu cine e acel cineva. Crezi într-un mare anonim? Crezi în inspirație, în dar? Sigur că există un dar. Există. Bine, și munca după aceea, dar dacă nu iese un text la prima mână, cât de cât, în proporție de 90%, poți să-i dai delete. Deci nu are rost să insiști, pentru că, sigur, poți să-l faci publicabil, dar nu discut la nivel de text publicabil. Poți să-l faci un text foarte bun, dar nu o să-l faci niciodată foarte bun sau extraordinar. Poate că unii îl vor percepe, dar tu nu o să fii niciodată, ca și creator, mulțumit de ceea ce ai... Simți artificiul ăla, simți meșteșugeala care e în spatele textului. E darul o formă a harului? Poate. Trebuie să-ți spun că l-avem la telefon pe criticul și istoricul literar Alex Ștefănescu. Bun venit, maestre! Bine v-am găsit, îi salut și pe telespectatorii dumneavoastră. Avem marea bucurie să vă avem aici la Profil Cultural, la Someș TV, unde invitatul meu în această dupămasă este mai vechiul dumneavoastră prieten, cel ce v-a lăsat să lucrați pe pielea operelor lui. Maestre, sunteți unul din cei mai cunoscuți și mai preciși diagnosticieni ai literaturii române recente și contemporane. Aș dori un diagnostic al profesionistului pentru invitatul meu, Alexandru Petria. Da, vă spun în câteva cuvinte, înainte de asta să precizez că sunt în grădină la mine într-un moment bun, fiindcă altă dată am fost căutat de la un post de radio din România să vorbesc de Eminescu și tocmai aveam în spate, duceam un salcâm tăiat de mine care mă înțepa și cu salcâmul și cu ghimpii intrați în spinare, am vorbit despre Eminescu și nu s-a cunoscut. Acum sunt într-un moment bun, e soare, e frumos, dacă auziți lătrat de câini sau ciripit de păsări, să știți că acesta este motivul. În legătură cu Alexandru Petria, îl cunosc de multă vreme, de pe vremea când era tânăr, îmi plăcea foarte mult, eram coleg cu el la revista Zizac, îmi plăcea că susține și soția lui, care are mult farmec, și sunt o pereche reușită. Și când îl văd pe Alexandru Petria, mă gândesc la o declarație pe care a făcut Ștefan Cioculescu în sfârșitul vieții. L-a întrebat un reporter, regretați ceva? Și Ștefan Cioculescu zice, da. Zice, mi-a lipsit toată viața un grăunte de nebunie. Acest grăunte de nebunie l-are Alexandru Petria. Deci el are curajul să riște, este un non-conformist, este o ființă liberă, practică naturalețea, fără să simuleze naturalețea cu fantazii. Uneori este șocant prin manifestările lui de ființă liberă, dar în același timp este și un Don Quixote, luptă singur cu morile de vânt ale prejudecăților din literatura română, stă în provincie, nu face parte din niciun grup literar și totuși opinia lui se face auzită. De câte ori spune ceva, se produc valuri, sunt reacții. Îl prețuiesc foarte mult pentru asta, pentru vitalitatea cu care
este prezentă literatura română, literatura română fiind dominată în momentul de față de autori devitalizați, anemici și plictisitori. Credeți că acolada pe care a făcut-o Alexandru Petria în jurnalism l-a împiedicat să scrie opere literare durabile? Nu. A trebuit urecheat mai din timp? Gazetăria a fost foarte necesară, dar nu o să spun așa în mod stereotip că a avut ocazia să afle cum e viața. Deci cum e viața aflăm și dacă stăm închiși într-o cameră. Există o carte celebră, Călătorie în jurul camerei mele, a unui francez. Deci și închis, și călătorind, oricum cunoști viața, studiezi o muscă și îți dai seama ce înseamnă viața. Nu asta e problema. Problema este că gazetăria a dezlegat scrisul. Deci există riscul ca un scriitor, din dorința de perfecțiune, să ajungă la un fel de sterilitate. Să refacă, să cizeleze mereu aceeași frază la nesfârșit și să nu înainteze cu scrisul. Gazetăria te obligă să scrii repede, să fii prompt și să dezleagă scrisul. Deci asta s-a întâmplat la Alexandru Petria, care se manifestă nu întâmplător în multe genuri. Poezie, proză, face convorbiri excepționale. M-a convins și pe mine acum să facem împreună o carte de convorbiri și îmi face plăcere să dialoghez cu el. Extragă în interviul cu dumneavoastră un lucru care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am ajuns să fiu inamicul numărul 1. Inamicul cui, maestre? Știți care e norocul meu? Am foarte mulți prieteni și foarte mulți dușmani. Norocul meu este că dușmanii sunt autorii fără valoare și prietenii sunt autorii valoroși. Deci meseria de critic te face iubit sau antipatizat, dacă ești sincer. Dacă ești abil și faci pe toți, trăiești relațiile cele mai bune cu toți, dar nu mai ai nicio autoritate. Tocmai mă ruga o prietenă odată să scriu o prefață la o carte de versuri, ei a spus că sunt proastă și ea mi-a spus, da, totuși, pe o excepție, odată, pentru mine. Păi zic, dar îți recomand eu critici care, dacă îi inviți la restaurant, o să scrie elogios despre tine. Păi nu, că ăia n-au prestigiu. Aha, păi vezi? Păi tocmai de asta nu scriu elogios despre tine, pentru că dacă fac asta, îmi pierd prestigiu. Prestigiu nu ți-l dă Dumnezeu, ți-l faci. Prin seriozitate. Asta nu înseamnă că nu greșesc niciodată. Sunt om și greșesc, dau verdicte greșite, dar niciodată nu-mi propun să mint. Niciodată nu mi-am propus să mint. Uitați-vă, cu Petria sunt prieten. Deși e o diferență de vârstă între noi. Petria unui om mai în vârstă și un om mai tânăr. Când o carte a lui nu mi-a plăcut, i-am spus, Sandu, nu-mi place cartea asta, nu sunt de acord cu ea. Și el a înțeles, nu s-a răzbunat, nu a început să treacă la... Eu primesc multe dedicații elogioase de la autori care spun că sunt cel mai mare critic, singurul în care au încredere și după ce scriu despre ei, au opinie exact pe dos. Deci, tu, care n-ai înțeles nimic niciodată din literatură, ești un ratat și așa mai departe. Da, îmi cer scuze, legat de prietenia dumneavoastră cu Alexandru Petria, aș invoca din memorie spusa unui confrate care, din păcate, scrie cronici de întâmpinare la poeme îngerești, Radu Săplăcan, spunea, pe câtă prietenie, pe atâta exigență. Bineînțeles, uitați-vă, am mai dat toate exemplul ăsta. Dacă... mama mea, care nu mai trăiește acum, mă întreba cum arăt, Alex, și îi spunea, mamă, n-arăți bine. Dar dacă o femeie care nu mă interesa, pe care nu o iubeam, mă întreba cum arăt, îi răspundea mecanic, arăți excepțional, ești perfectă. Deci când cu adevărat ții la cineva, nu țin la Alexandru Petria, pentru că are multă viață, are temperament de artist și dacă mă întreabă ce credeți o carte de-a lui, nu pot să-mi bat joc spunându-i în mod automat, e bună. O citesc, mă gândesc cu seriozitate ca să-i fiu de folos.
Deci nu ca să-l descurajez. Bineînțeles că aproape nimeni nu înțelege. El este unul dintre puținii care au înțeles că aceasta este relația dintre un critic și un scriitor. Maestre, vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm de timpul, o să vă mai permită și în alte ediții ale Profilului Cultural aici la Clujul Transilvan, savuros în domeniile culturii române. Vă mulțumim încă o dată. Faceți felicitări. Alexandru Lup Singuratec, om liber? Totdeauna am fost om liber. Adică nu pot să zic om liber. Am fost totdeauna eu. Câtă libertate este în Republica Literelor la Alexandru Petria? Eu trăiesc normal. Mă comport ca un om normal. Nu încerc să fiu prin nimic artificial sau să-mi propun să fiu după anumite standarde, după anumite criterii ale unora. Mă respect propriile mele standarde și mă simt bine în pielea mea. Deci standardele sunt standardele pielii mele. Să cred că ea este ultima frontieră în manifestarea ta sau? Este o frontieră ca să mă simt eu un om normal. Dar dincolo de această frontieră a omului normal, Alexandru Petria, există și alte frontiere ca repere ale devenirii tale? Scriitoricești. Sigur, trăiești într-un anumit areal cu care vii în contact cu anumiți oameni, bine, cu prietenii pe care ți-i alegi, ți-i cerni. Raportat la libertate. Dar după anumită vârstă, totuși, trebuie să ai o anumită structură. Și știi ce vrei de la viață, ce ai de făcut și cărțile pe care le vei scrie. Granița etică. Da. Cât de departe este la Alexandru Petria de Alexandru Petria? Ei, compromisuri eu n-am făcut. Nu mă refeream la compromisuri neapărat, ci dacă din punctul de vedere al raportării tale la valori care n-au etalon, adevăr, dreptate, frumos, ții cont de ele și le uzitezi ca absolut, pe forme ale non-compromisului. Sigur că țin, pentru că vine și, am vrut să spun că vine datorită structurii mele de gazetar, dar este fix invers. Nu mă făceam gazetar dacă nu aveam o chemare. Niște draci în mine, așa, niște deci, să nu reacționez la nedreptate. Deci, în primul rând, la nedreptate. Ai reușit să îi îmblânzești, să îi stăpânești? Pe cine? Acei draci de care vorbeai. N-am reușit, dar am reușit să dau afară rezidurile, adică să reacționez la anumit stimul care nu mi s-a părut ok. Scrisul, o formă de exorcizare la absolut. Alexandru Petria? Absolut. La telefon, doamnelor și domnilor, Mircea Daneliuc, bun venit la Profil Cultural. Bună ziua! Astăzi, în emisiunea noastră l-avem invitat pe Alexandru Petria. Emisiunea noastră este sub semnul de la Deania Neagră la rugăciuni nerușinate. Știu că sunteți în cei din urmă pași ai devenirii dumneavoastră un scriitor deja foarte cunoscut dincolo de regizorul, dincolo de scenaristul, de actorul pe care l-am îndrăgit în tinerețile noastre și de care ne aducem aminte cu foarte mult drag atunci când privim peliculele realizate de dumneavoastră sau vă citim scrierile. Aș fi vrând să văd dacă personajele, părerea dumneavoastră, bineînțeles, dacă personajele din scrierile lui Alexandru Petria ar putea constitui cel puțin elemente dintr-un scenariu pentru teatru sau film? Desigur. Desigur, dar asta depinde numai de el, pentru că este lumea lui. El trebuie să scrie scenariul ăsta. Îmi face mare plăcere să pot interveni în emisiunea dumneavoastră, pentru că Alex Petria este, din generația lui, singurul literat cu care am, ca să zic așa, un comerț ideatic. Îmi plac enorm
versurile sale și modul surprinzător în care creează imagini, a sfătuit pe oricine să citească poezia lui Petria. Un lucru nemaipomenit. O publicitate scriitorului Alexandru Petria în direct de la un mare scriitor și un mare regizor, Daniel Iuc. Cum îl vedeți pe drumul devenirii ca personalitate în canonul literar? Sigur nu-i place canonul lui Alexandru Petria pe omul Petria, pe scriitorul Petria. Da, n-am înțeles întrebarea, dacă sunteți drăguți. Repet, cum îl vedeți în canon, în canonul literar pe Alexandru Petria? El, lupul singuratec, vocea cunoscută, așa cum mărturisea Alex Ștefănescu un pic mai devreme. Păi, primul rând ar trebui definit ceea ce e canon literar. Nu cred că Petria se încadrează acestui... Iam că o să urmezi această întrebare și tocmai țineam să vă provoc. Da. Eu cred că are o originalitate evidentă și nu are nevoie să fie încadrat în nimic, în niciun fel de zărtăraș. El însuși e cum să spun, măsura lui. Dar m-ați întrebat, mă rog, ce loc, ce porțiunea literaturii este firească, eu cred că, cum să spun, și-a apropiat prin talent o zonă destul de extinsă. Ne bucurăm, Mircea Daniel Iuc, că v-am avut astăzi la Profil Cultural. A fost un moment de grație și pentru telespectatorii noștri. Vă mulțumim foarte mult și mai așteptăm intervențiile dumneavoastră aici, în Clujul Cultural. Mulțumim încă o dată. Cu drag, la revedere. Alexandru Petria, trebuie să-ți spun că prima parte a emisiunii noastre, iată, tocmai s-a epuizat. Vom reveni în scurtă vreme, dragi telespectatori. Rămâneți pe Someș TV, Ion Mărginan și Profil Cultural, după o scurtă pauză de publicitate. Doamnelor și domnilor, bine vă regăsim după scurta pauză de publicitate, astăzi la Profil Cultural, o dezbatere dinspre Deania Neagră, spre Rugăciuni Nerușinate, autorul Alexandru Petria, invitatul meu din această dupămasă, autorul mai multor cărți de poeme, roman, interviuri, iată câteva din cărțile lui. Aici, Rugăciuni Nerușinate și alte chestii. Apoi, Convorbiri cu Mircea Daniel Iuc. Da, Mircea Daniel Iuc te privește cu seriozitate și profunzime. De asemenea, România memorabilă, interviuri, 20 de personalități se destăinuie, se decriptează în fața cuvintelor tăioase ca lama ale lui Alexandru Petria. Există un orizont spiritual în cărțile tale, Alexandru? Sigur că există. Nu există cultură fără un orizont spiritual. Adică cum? Spiritualitatea o privești ca pe o moștenire atavică sau... Este un dat al existenței mele. Iar această existență a ta vine dintr-o tradiție, vine din educație sau din raportarea ta la anumite valori? Mai, etice, nici, estetice, religioase? Probabil la un set de valori. La un set de valori. Înainte vorbeam despre dreptate, despre... am chestia asta justițiară în mine și Alex Ștefănescu zicea că mă lupt și cu morile de vânt. Da, și am și luat-o în barbă de multe ori pentru că m-am luptat cu morile de vânt și ceea ce mi-a făcut și bine, cred că.
Experiența unui scriitor este experiența cunoașterii. Da. Ai reușit să cunoști o sumedenie de oameni, de fapte, ce reproșezi oamenilor, ce reproșezi lumii tale, lumii în general? Încerc să iau lumea cum este, dacă vorbesc din perspectiva prozatorului. N-am fost niciodată moralist în proza mea, proza este realistă. E o descriere a vieții și proza este ca și oamenii pe care îi descriu. Deci, nu oameni la vârf, oameni normali, obișnuiți cu dramele lor. În căutarea personajelor, ai pătruns în adâncul interiorului tău, da, sufletesc, a minții tale. Da, în fiecare personaj, scriitorul se rescrie și pe el, într-o anumite părticele din ce ai avea de reproșat personajelor tale? Nu știu dacă aș putea să le reproșez ceva. Mi-aș reproșa mie, că nu sunt destul de constant. Deci erau anumite subiecte care ar merge altul, care, alt scriitor care este mai puțin puturos decât mine, ar fi fructificat într-un roman un anumit subiect cu greutate. Deci, problema este... Ce te oprește? Mă oprește, ca să spun o chestie cinstită. Dacă trăiam în America... Nici n-aș fi acceptat altceva? Dacă trăiam în America, probabil că aș fi scris altfel și în alt ritm. Ce am nevoie să crezi că un alt spațiu ar fi declanșat nu în tine mai multă libertate? Nu neapărat spațiu, un alt sistem, un alt mecanism de promovare a cărții, o altă relație între autor și edituri. Mie mi-ar fi plăcut să am contracte clare. În 2 ani termin romanul, să primesc avans pentru roman. Indiferent de valoarea în sine a cărții? Deci, povestim cazul unui scriitor normal. Deci, nu, deci unui scriitor. Și să poți încheia ca și în America contracte cu edituri și să primești avans și la data de să dai manuscrisul, dacă nu să suporți penalizările. Deci am nevoie de deadline. Și sigur, contează la proză și stimulul ăsta financiar la un moment dat, pentru că nu te poți apuca, nu mi se pare normal ca să termin un roman și să iei câteva milioane bani de țigări. Să cred că ceea ce se vehiculează între scriitori din scris nu se poate trăi? Sigur că nu se poate trăi. Nu se poate trăi. Nu se poate trăi dacă nu ești conectat la buget, adică să mulgi bugetul sub diferite forme. Cum am făcut destui alții. Adică mulți în sensul? Adică n-aș fi vrut să intru într-o discuție, dar sunt anumiți scriitori care sunt considerați de top și au încasat onorarii despre traducere în străinătate. Dar cum au fost onorariile respective? Traducătorul a fost plătit de ICR, editura franceză, să zicem, a fost plătită de ICR, deci tot tirajul și în costul de producție suportat tot de ICR, prin editura aia franceză, era inclusiv dreptul de autor. Deci scriitorul lua, fără să vândă un exemplar, sume serioase. Și atunci ei pot să zică, da, domnule, eu pot trăi din scris și sunt 2-3. Și el vindea produsul minții. Vindea pe mama dracului. Ți se pare ție că... Nu, mi se pare o șarlatanie. Adică să primești dreptul de autor înainte. Eu, mie în mai trebuie să-mi iasă în Olanda o carte, fără niciun sprijin de la statul român. Traducătorul este o româncă plecată de mulți ani în Olanda și un olandez. Sunt 2 traducători, editorul olandez și am încheiat un contract foarte clar. De la anumit tiraj am atâta drept de autor și este crescător după tiraj. Mi se pare normal să iei bani după drepturi de autor. Nu bani de la statul român înainte de a vinde un singur exemplar. Așa editura putea să folosească, să dea ca și deșeu tirajul, să pună câteva, numai în câteva librării și făcea afacere. Și autorul lua bani și zicea, și mai, ICR-ul mai plătea și câțiva cronicari în presă să scrie despre carte și așa devenim și noi mari scriitori. Occident. Totuși, traduși. Unele din numele la care subtil tu faci referire sunt realmente nume valoroase ale literaturii române, ale culturii române. Da, dar procedeul nu este normal.
Și nu, problema este că sunt nume marketate, dar sunt atâtea care sunt, de pildă, de, nu vreau să numesc. Nu vreau și probabil o să-și dea seama lumea la cine mă refer. Sunt atâția prozatori mult mai buni decât acel om pe care nu vreau să-l numesc. Eu cred că... Deci problema noastră este un mod provincial, total provincial. Nu că noi suntem în Cluj sau am putea să fim și la Spermezeu sau la Oradea. Mai nu, crezi este, în cultura provincială, în literatura de provincie? Gândirea în literatura română este provincială, tot. Tot. Pentru că la noi vorbești de scritori români și dai două, trei exemple. Nu e adevărat. Sunt 10, 15, numai nu au fost promovați. 10, 15 mari scritori. Probabil. Uite, nemții nu vorbesc de un singur autor, de un singur mare prozator sau un singur mare poet. Vorbesc de nu știu câți, la ei e listă. Este o chestiune democratică. Totuși, noi avem o bălteală provincială. Credem noi totuși că timpul va cerne valorile și peste ceea două, ce rămâne peste, după noi atunci când noi nu mai suntem, o schimbare de mentalitate, probabil peste 20 de ani se va, pentru că o generație e contaminată de alta și sigur că imprevizibilul viitor... Și tot rezistăm prin cultură, vorba unora. Da, rezistența prin cultură este, din punctul meu de vedere, o certitudine care nu poate fi tăgăduită la telefon, doamnelor și domnilor. Liviu Antonese e scriitor, un scriitor cu o voce clar conturată în peisajul scrisului moldav și nu numai. Un om care e demis, s-a demis, dacă putem spune, din Uniunea Scriitorilor, o demitere și din politică. Bun venit la Profil Cultural, Liviu Antonesei. Se pare că legătura s-a întrerupt. Sperăm ca regia să o refacă și să putem intra din nou în legătură telefonică cu Liviu Antonesei. Ziceai înainte de rezistența prin cultură și asta e o gogoriță. De ce noi am crezi avut, asta? Noi am avut o, nu rezistență prin cultură, am avut rezistență prin lașitate. Chiar am scris pe Facebook despre așa ceva. Termenul acesta vine ca o justificare la lașității scriitorilor. Nu cred. Erau câteva nume care au riscat pe vremea lui Ceaușescu, între care unul chiar a intervenit și unul s-a întrerupt. Deci vorbeam de Mircea Daneliuc și de Liviu Antonesei, a fost Paul Goma. Puțini, Dorin Tudoran, cu care o să fac o carte de convorbiri, sunt lucră împreună, puțini au riscat și s-au împotrivit perioada comunistă. Era... Deci așa ar trebui să avem o rezistență prin așchiere, prin sculări matrițeri, prin tâmplărie. Ce e aia? Adică cum ai rezistat dacă ți-ai făcut meseria? Dacă nu te-ai compromis, nu acceptai compromis, însemna rezistență? Nu. Eu cred că atâta timp cât ai reușit să nu pactizezi și în partea de profund a ființei tale, eu cred că s-a produs o astfel de rezistență. Ai fost un om normal. N-ai fost nimic deosebit. N-ai rezistat. Nu puteai să fii, Alexandru, nu puteai să fii un om normal într-o realitate anormală. Atunci trebuia să creezi anticorpi. Ori o bună parte a acestora i-a dat cultura. Cultura, chiar dacă n-a fost multă, desertar și n-a ieșit la iveală după 89, au existat acele poeme care le citeam era, în întunericul. Era varianta rezistenței în cultură, dacă exista literatură, de desertar, bine zis. Dar n-a fost. Dar fiecare dintre noi ieșeam din acel proletarism și scriitorii, căutam... Scriitorii au rezistat în crâșme, probabil. Era pe rezistență pe băutură. Deci, înțelegi? Nu, mie mi se pare, eu am scris, a fost o rezistență prin lașitate. Eu totuși cred... E un sinonim, rezistența prin cultură, după mine, este un sinonim al rezistenței prin lașitate. Adică vrea să pară, noi vrem să părem ceea ce n-am fost. Mi se pare că lucrurile oamenii nu stau care au riscat, tocmai au fost așa.
atâta timp cât căutam cel mai iubit dintre pământeni, chiar cu partea lui cenzurată. Da. Căutam scrierile lui Augustin Buzura și sigur am dat două nume luate la întâmplare. A existat o căutare spre liniștirea sufletului nostru, ori asta nu putem face decât raportându-ne la întunecatul secol prin această nevoie de eliberare. Și o găseam în cultură, o găseam în discuțiile libere între noi, chiar în acele... Dar vezi, cuvântul rezistență mi se pare mult. Deci încercam să fim normali într-o epocă normală. E foarte greu. Era foarte greu, dar asta nu înseamnă că noi am fost niște eroi. Că se vrea, aici este problema și perversitatea. Se scot tot felul de oameni și zice, domnule, da, am rezistat. Ce ai rezistat? Nu, eu am să-ți dau un exemplu. Adică, nu. De ce Paul Goma nu este acceptat nici la ora actuală? A fost ca o oglindă. Și ți-a pus oglinda în față cu plăcut, cu neplăcut. Se pare că la un anume moment Paul Goma s-a autoexclus. Atâta timp cât tu... Nu s-a autoexclus, dacă cum să spun, dacă scritorimea nu l-a... Doamne, acest om trebuia primit cu covorul roșu în România. Nu crezi că este exagerare în cealaltă parte a terenului? De la el? Din felul în care tu pui problema legată de primirea care ar fi trebuit să îi se facă. Nu, pentru că noi n-am avut oameni care să-și fi riscat pielea mult. Au riscat enorm de mulți în temnițe. Gândește-te la Steiner, gândește-te la Cicerone Ionățiu, gândește-te la alții și alții care au reușit să reziste. Dar uite-te cum sunt percepuți acum și cine sunt băgați în față. Uite-te în ultimii ani și vei constata că ăia care chiar au riscat sunt marginalizați toți. De cine? Toți. De cititor? Nu de cititori, de cei care fac jocurile în cultura... Mă raportez eu la ceistul culturii de acum? Eu scriu pentru o categorie socială? Pentru un dirijor al culturii? Eu nu scriu, eu oricum nu scriu, că mie mi se fâlfâie de ce spune unul sau altul. Contează ce zice Alex sau Daneliuc sau Liviu Antonesei, dar sunt tot felul de cum să spun, tot felul de criticași acum care încearcă să facă pe milițianul, știi, în cultura română. Și nu mă... Ce te determină să adopți o anumită scară a valorilor, negând-o, contestând-o pe o alta? Vorbeai deși de etică, de dreptate, de morală, mi se pare... Adică nu pot să creditez un om care... Era și o morală socialistă, Alexandru Petria. Bun, ca unii se probabil... raportau la ea. Da, bine, era o chimeră, sigur. Și aia era o chestie total falsă, deci suna ca și cuvânt, suna bine. Da, și nechezolul era cafea? Da. Îți era vândut drept cafea? Da. Eu cer că... Bine, am și prieteni, majoritatea sunt... sunt... Lupi siguratici, absolut, aproape toți. Uite, și Dorin Tudoran, și el cum doar cine se aseamănă, se adună. Păi așa se întâmplă, da. Și probabil mi se par oameni liberi. Dar nu e o formă sectară în gândirea celor ce se asociază doar pentru acea stare de rebel? De lup singuratic? Da, dar nu te asociezi. Adică nu ai cum să fii dacă lup singuratic. De pildă cu Mircea povestesc aproape zilnic, dar el are traiectoria lui, eu am traiectoria mea. Ne citim scrierile, sigur, îi spun dacă ceva nu-mi place, bine, mie mi-este jenă, e altceva, îl respect foarte mult. Dar bine, dar sunt anumite observații de tehnică, sau el îmi spune, fii atent cuvântul ăla, parcă nu sună. Este... Dar nu poți să spui că ai o strategie culturală cum fac alții, cu găști. Hai că noi suntem cei mai deștepți și noi
stabili viitorul în cultura română 20 de ani, cum ducea Tismăneanu. Îi spunea la Marius Ghilesan, hai cu noi că noi vom face jocurile 20 de ani în cultura română. Jocurile deci, în cultura română întotdeauna le-a făcut valoarea în sine. Cele care au trecut peste bariere de vremuri politice, bariere de timp, au trecut dincolo de timp. Și da, cred da, că și te, așa se va întâmpla. Și care e prețul? Pentru că și anumiți creatori, dacă ar fi niște vremuri normale și ar fi receptați altfel, probabil și traiectoria lor scritoricească. Sau nu crezi că e cumva mitul strugurilor acri la care vulpea n-a ajuns? Nu, pentru că dacă ai struguri în mână, deci vorbim de oameni care au struguri în mână și au gustat struguri, știu ce zăia. Deci nu vorbim de veleitare aici, vorbim de receptarea unor valori reale în cultura română. Adică nu este normal ca, sau uite, de pildă, hai că revenim tot la Mircea Daneluc. Un regizor ca și Mircea Daneluc, el s-a lăsat de filmat pentru că a fost scârbit. Deci ceea ce se întâmpla în cinematografia română. Adică el să meargă la concursul de scenarii cu nu știu care debutant. Valoarea nu ține de vârstă. Nu e vorba, dar e vorba de aprecierea valorii. Adică un om care are operă în spate, el concurează la finanțări cu nu știu cine. Adică... Dar mi se pare corect asta. Pentru că vârsta în sine poate să fie o formă de acumulări pe tărâmul înțelepțirii și înțelepciunii, dar nu pot să contest valoarea unui tânăr care vine din urmă, poate arzând etape, exact. Poate să fie genial la 20 de ani sau la 18 ani, poate să fie. Dar este ceva neregulă în cultura română și asta nu-i de azi și de ieri și nu, cred că nu este numai părerea mea. Crezi că în alte culturi este altfel? Probabil unde sunt și bani mai mulți și... Nu ne învârtim prea mult în jurul banilor ca mijloace ale existenței și mai puțin... Ne învârtim pentru că nu avem ce face și problema e dacă suntem și o limbă fără circulație, dacă am scrie în spaniolă sau în engleză, ai avea milioane de potențiali cititori, altfel s-ar raporta, banii din scris ar fi alții, n-ar mai trebui tot felul de subvenții. Traducerile sunt la îndemână, vorbeai totuși da, de este o posibilă altceva. Traducere în olandeză? Da, dar este altceva să scrii direct într-o limbă și altceva este să fii tradus. Eu, bun, mi-apare în olandeză, mi-apare romanul olandeză, să zicem, mi-apare romanul olandeză, dar eu trebuie să știu dacă e traducerea bună sau proastă. Deci, vezi? Era un moment dat, era vorba despre romanul Zilele mele cu Renata, cineva vrea să-l traducă în chineză. Și era o problemă cu traducerea acolo. Nu se putea, anumite echivalențe, știi? Da. Limba română are felurite sensuri la feluritele-i cuvinte. Alexandru Petria, sigur... Mă întrebam și pe unul din invitații noștri telefonici, crezi că atunci când după noi n-ar mai rămâne nici produsul cultural al minților care vor să deschidă barierele cunoașterii într-un viitor predictibil, prognozabil, am fi o lume tristă? Nu-mi dau seama. Ți-ai putea imagina o lume fără scriitor, fără poet? Cum să spun, eu am nevoie, dar nevoile mele nu sunt aceleași cu nevoile majorității oamenilor. Ești tu o parte a frumosului lumii prin poemele tale, prin cărțile tale? Sunt o parte, nu a frumosului, a realității lumii, care include și literatura. E o formă a realității. Rebelul ce ești? Aprinde un bec al autocontrolului, așa cum invocam și în prima parte, autocenzura a funcționat la tine în anumite perioade ale scrisului tău? Da, a existat. Deci a existat chiar în... Vorbeam de rezistența prin cultură. Am început să scriu pe vremea lui Ceaușescu. Și...
atunci știai că anumite teme nu puteai să le abordezi și atunci nu le abordam. Da, era... da, întreb, nu s-a dezvoltat atunci estetica? N-ai umblat la șlefuirea cuvintelor? Da, da, exista... La subînțelesuri? Da, da. Tot ca formă de rezistență? Da, vorbea Alex Ștefănescu, exista riscul sclerozării prin șlefuire. Și probabil de asta a fost și pauza asta de 20 de ani la mine, care n-am mai scris. Mi-am dat seama că mă duc parcă pe un teritoriu arid. Adică cărțile erau, dar nu erau. Ai regăsit izvoriu? Ți-ai marcat teritoriul? Probabil am regăsit naturalețea, pe care nu aveam la 20 de ani. Și ce înseamnă naturalețe la Alexandru Petria? Adică să dai tot ce este în tine, să nu-ți pese. Deci să dai, să ai standardele tale literare pe care să mergi și să nu-ți pese de părerea unuia sau altuia. Alexandru Petria, rezistența prin cultură, în ceea ce mă privește, ea a existat ca o realitate. Știu cum căutam savuroase cărți care aduceau și liniște sufletească și bucurii copilului, apoi adolescentului ce eram. Îmi aduc aminte și pe final, foarte pe scurt, am să-ți relatez o întâmplare. La un concurs de recitări unde fusesem selectat, trebuia să recit partidului de George Lesnea. Acolo, de undeva, nu știu de unde, n-am să-mi explic niciodată de unde, am ajuns în fața sălii. Profesorul mă ținea de după cortină într-un anume fel de haină și trebuia să spun partidului de George Lesnea. Și nu puteam să spun, nu pentru că mi-a fost indus, nu știam atunci de rezistență prin cultură, și în mintea mea, ca un declic, s-a produs recitarea scrisorii de la Muselim Selo. Sigur, sala m-a aplaudat, n-am mai fost premiat, dar acele aplauze erau pentru mine dovada libertății mele lăuntrice. Nu știam atunci de toate acestea. Pe final, te-aș întreba, Alexandru Petria, cum ai vrea să te recepteze cititorul tău, cum ai vrea să te proiectezi în eternitate? Un tip care nu trișează. Un tip care nu trișează. Da. Așa să fie, doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției din această după masă a Profilului Cultural. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră. Vă așteptăm joia viitoare. Iar până atunci vă spunem numai bine, rămâneți în cultură și nu uitați că sufletul culturii e cultura sufletului. La revedere!